de la Editocnița și oferim serviciul flori pentru tine. Vă spunem la mulți ani, cu multă sănătate. Și să știți că suntem aici pentru că cineva a solicitat o surpriză pentru dumneavoastră. Acest buchet de flori a primit în dar de ziua dumneavoastră o tortă și șampanie. Și vrem să vă întrebăm dacă intuiți din partea cui poate fi surpriza. Nu pot știu, dar îmi pare din part la copii, poate și la Livi, poate și... Această surpriză este din partea copiilor dumneavoastră, care vă iubesc nespus de mult și au decis astfel să vă surprindă la locul de muncă și ne-au expediat un mesaj. Astăzi este o zi specială pentru noi toți, deoarece este ziua ta, a celui mai scump părinte din lume. Îți mulțumim că ești tatăl nostru și întotdeauna tu știi să ne fii aproape, să ne mângâi sufletele cu dragostea ta. Fii sigur că avem cea mai sinceră și frumoasă urare pentru tine, care va fi auzită și din ceruri, căci orice cuvânt e picătură din sufletul nostru. Te iubim foarte mult. Ne rugăm Domnului să ne fii sănătos, plin de viață, să trăiești mulți ani, fericit alături de noi născuți în familia ta. Avem nevoie de tine mereu, ori de câte ori apare în viața noastră o bucurie sau un necaz. Ești un tată special pentru noi toți, ai știut să faci diferența dintre bine și rău, ai știut cum să ne ții uniți pe toți. Prin exemplul tău ne-ai învățat să fim oameni. Ești un tată la un milion și vrem să îți mulțumim pentru tot și să știi că te iubim enorm. La mulți ani! Mesajul este semnat de feciorul dumneavoastră, Liviu, fiicele Diana și Stella, împreună cu al lor familii, care vă iubesc nespus de mult și vă urează tot binele din lume. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Veniți să ne bucurați cu așa mesaj, cu așa urez. Domnul Constantin, pentru că am venit la locul de muncă, poate ne spuneți mai multe din activitatea dumneavoastră profesională? O să vă spun, acționez în specialitatea asta în cabinetul dermatovenerolog din anul 75. Am lucrat și ce pot să spun, nu fost și mai bine și mai rău, și, dar mulțumesc și lui doamna doctoreasa mea, Mila Ivana, că împreună și câteodată mai îndrezi, câteodată mai așa, mi-a ieșit ramdă și tașă și mulțumim frumos. Ce anume medicină ați ales? Cineva v-a îndrumat? Nu ne-a întrebat nimeni, dar când am terminat clasa 8-a, cam pentru colegii, mulți spuneau că ne-am dus la medicină, și eu rămas, Valera Chilată, Pietre Saru, Dumnezeu să-l ierte, cum Bore Slesări. Eu plecat la institut, dar eu m-am dus la 8 clasă și am terminat de fel și așa. Și ne mai spuneți, nu știu, e secret sau nu, de ce depinde fericirea în familie? De ce depinde? Eu mă gândesc că dacă împreună cu soția te împăși, asculți unul de altul, cred și copiii și ei mări așa mai departe, după cum și părinții sunt trăiesc. Și noi vă urăm mulți ani înainte. Succes și în domeniul profesional și în familie, multe bucurii să aveți. La mulți ani! Domnul Constantin, ne spuneți și un sfat pentru copiii dumneavoastră. Eu le doresc multă sănătate și să asculte, să fie estimați, să... Nu, să fie în viață oameni cu litră mare, cum spune ori altceva ce pot, numai să asculte și... Ei ne-au spus că n-au solicitat surpriza, că dumneavoastră sunteți cel mai bun tată din lume și le sunteți exemplu în toate. Copiii dumneavoastră se mândresc pentru că le sunteți părinte
și vă urează mulți, mulți ani înainte. O zi frumoasă. Tata-i unul n-astă lume, mi-o dat viață, mi-o dat nume. Tata-i dragostea și dorul, când își vede în pragă feciorul. Tata-i dragostea și dorul, când își vede în pragă feciorul. Tata-i stâlpul și puterea, doșana și mânângâierea. Îi povața bătrânească, chinograda părintească. Vorba asta câteodată mai avea la nostru tată. Dar măicuța-i făcea semne, plâng la masă să ne cheme. Dar măicuța-i făcea semne, plâng la masă să ne cheme. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mânângâierea. Îi povața bătrânească, din ograda părintească.